Astăzi, 9 martie, am venit să ne comemorăm pe frații noștri, părinții noștri care au murit în închisorile comuniste, aruncați în grob comune, fără preoți, fără nimica, familiile noastre, la cei care am scăpat sau am reușit să ieșim din închisorile comuniste, am ieșit cu sechele care ne-a terminat. Da, am fost condamnat 20 de ani, am făcut 9, am fost în închisorile din Gherla, Jilava, Periprava și am dat semnale că totul merge prost, comunismul este, după cum am ajuns astăzi să spunem, criminal și n-a avut legi decât să terorizeze și să se cațere la putere. Atâta tot. Numai credința în cel de sus, în Dumnezeu, pentru că am ieșit la 42 de kilograme, vă închipuiți că de-abia am putut să supraviețuim. Deci dorința de a ajunge la o zi în care dreptatea să iasă la... 9 martie, încă un prilej de a ne întâlni la Monumentul Eroilor Luptei Anticomuniste. Monumentele sunt atât din piatră cât și din oameni. Există oameni monument, există oameni care au renunțat la limitele naturii umane pentru a se sacrifica, pentru a se jertfi în numele libertății, în numele dreptății, în numele unor idealuri și în numele celorlalți semeni care aveau de suferit pe perioada comunismului. Avem la Brașov mândria aceasta că suntem pe harta luptei anticomuniste. Avem oameni care încă sunt printre noi și care pot să depună mărturie în fața noilor generații despre ororile regimului comunist. Trebuie să avem grijă de noile generații, să învețe despre tot ce a însemnat oroarea regimului comunist și represaliile din acele vremuri, tocmai pentru ca istoria să nu se repete. Vă le mulțumim tuturor celor care sunt printre noi și care dau această mărturie, fie prin propria persoană și propria istorie, fie prin documentarele și evocarea acelor ani atât de importantă pentru a păstra memoria vie. Cinstelor!